Mai mult ca sigur o să vi se pară neobișnuită rețeta asta de negresă de post, deoarece conține o cantitate mare de gem. Dintr-un anumit tip de gem. Aveți încredere în mine însă și faceți așa cum vă spun. Acesta este de fapt secretul pentru cea mai fragedă și gustoasă negresă și nu am nicio îndoială că o să vă placă. Pentru aproximativ 15 bucăți avem nevoie de 400 de grame de făină 3 nule, 400 de mililitri de apă minerală, 200 de mililitri de ulei, 100 de grame de zahăr, 350 de grame de gem de prune, adică un borcan mic întreg, 50 de grame de cacao, 10 grame de praf de copt, adică un plic, o linguriță de sare rasă, o fiolă de aromă de rom și una de vanilie, iar pentru glazură, care este opțională, avem nevoie de 150 de grame de zahăr pudră, 30 de grame de cacao, 5-6 linguri de apă caldă, o lingură de ulei și o fiolă de aromă de rom. Pentru că negresa se face imediat, trebuie mai întâi să preîncălzim cuptorul. Setați temperatura la 175 de grade Celsius. Pentru cuptorul electric, alegeți căldură sus și jos, fără ventilație. Pregătiți o tavă cu dimensiunile de 30 pe 20 de centimetri aproximativ și grăsați-o cu ulei vegetal sau cu unt dacă nu țineți post. Sau utilizați hârtie de copt, desigur. Luați un bol și adăugați în el făina, praful de copt și pudra de cacao. Amestecați. Într-un alt castron, ceva mai mare, puneți gemul de prune. În majoritatea rețetelor de negresă de post cu gem, se utilizează câte 3-4 linguri din acest ingredient și nu se recomandă un gem anume. Eu vă recomand cu cea mai mare căldură să puneți mult gem, un borcanel întreg de 350 de grame și să folosiți gem de prune. De ce? Ca și gust, prunele se combină perfect cu cacaoa și pulpa de fructe conținută în acest fel de gem face prăjitura foarte moale și fragedă. Dacă puneți o cantitate mică, nu va avea același efect. Continuați cu apa minerală, uleiul, zahărul, doar 100 de grame, pentru că evident și gemul este dulce și da, puteți să reduceți din cantitate dacă doriți, sarea și aromele de rom și vanilie. Amestecăm totul. Cernem pulberile peste lichide. Și amestecăm cu telul sau cu mixerul de mână. Turnăm compoziția rezultată în tavă și dăm la cuptorul preîncălzit la 175 de grade Celsius. Coacem până când scobitoarea introdusă în centru iese curată. Asta la mine a durat aproximativ 50 de minute, dar evident poate dura mai mult sau mai puțin în funcție de cuptor. Chiar și tava în care coaceți influențează mult timpul de stat în cuptor. Scoatem negresa și o lăsăm să se răcească complet. O răsturnăm, dacă nu stă bine pe capac, decopertăm puțin din partea aceea bombată de deasupra și o tăiem în 15 porții egale. Pentru cine dorește glazură, ea se face așa. Se amestecă zahărul pudră cu cacao. Și cu 5 linguri de apă fiartă. Cam așa trebuie să fie consistența. Dacă este prea groasă, puteți să mai puneți cam o jumătate de lingură de apă. Mai puteți pune o lingură de ulei pentru un luciu ceva mai pronunțat, dar se poate omite, și o fiolă de aromă de rom.
Așa cum am spus, aceasta este o glazură, nu sirop. Negresa este foarte fragedă și nu are nevoie de însiropare. Se distribuie peste bucățile de prăjitură tăiate. Evident, asta va face negresa mai dulce. Dacă vă place mai puțin dulce, folosiți mai puțină glazură sau chiar deloc, nu este obligatorie. Puteți să decorați negresa cu fulgi de cocos, jumătăți de miez de nucă sau felii de banană. Este deosebit de fragedă și foarte, foarte gustoasă. Nimeni nu va crede că este de post. De fapt, sunt sigură că veți folosi rețeta aceasta și în afara postului. Asta este tot pentru astăzi, dragilor. Vă mulțumesc din suflet pentru comentarii, like-uri și abonări și ne vedem data viitoare la o nouă rețetă aici, pe canalul Rețetele Mihailei. V-am pupat, dragilor, numai bine!